Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou videoclip, un nou juculeț. Ia să zic juculeț. Un nou joculeț, se numește Rock of Ages. E un joc ceva mai retarded, dar destul de amuzant și am zis că merită să vi-l prezint și vouă. E vorba despre mingiuța asta care o vedeți aici. Nu o să vă explic eu mai multe pentru că oricum nu mă pricep și nu o să înțelegeți nimic. Așa că cel mai bine ar fi să jucăm noi. Hai să-mi la story. Bă, n-am mai jucat niciodată, dar învățăm acum, nu? Hai să vedem, deci avem Hades. Ok, și ce trebuie să fac? Oh, trebuie să apăs Battle. Ok, o să facem tutorialul prima dată, ca să înțelegem și noi cu ce se mănâncă jocul ăsta. Hai să dăm peste cinematic. Hades. Și să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vă place joculesul, da, și veți episoade în continuare. Haideți să vă explic cam cum stă treaba. Deci noi avem mingea asta, da? Și practic ăla suntem noi sau ceva de genul ăla. Avem o echipă, să-i spunem așa. Țelul nostru este să distrugem baza inamicului, adică să spargem porțile din față. Și acum, asta fiind tutorialul, o să ne jucăm puțin pe aici, să vedem. Deci, geam să sărim. Ok, trebuie să distrugem căsuțele. E bine să le distrugi pentru că faci bani. Momentan nu ne arată banii pentru că e tutorialul. Ok, și trebuie să lovim ușa, poarta cu cât mai multă viteză. Bun. Ăștia practic muncesc să refacă bila aia, da, ca să trimitem să spargem iar portalul ăsta. Right button to rotate view, da, putem să vedem. We'll up zoom in. Deci asta e tot traseu, da? Bun. Și acum s-a construit mingiuța. Aici e viața ăstuia cu poarta. Vedem cât i-am luat. Și nu prea se vede de fața mea. Nu prea se văd banii, dar nu cred că are mare importanță. Avem o minge normală. În momentul în care facem bani, upgradăm mingea. Ok, hai să vedem. Bun, we don't have some money, luăm bila normală, default. Ok, și sărim noi pe aici. Da? În momentul în care spargem câte ceva, de exemplu am făcut 200 de bănuți. Da? Și lovim iarăși poarta. Și trebuie să facem așa până când se sparge. Acum se reconstruiește iar bila, văd că ăștia repară mai repede. Vedeți aici? Ăștia acum își pun defensivă. A, aveam să reconstruiesc, să-mi fac. Aveam să-mi iau o bilă mai puternică. Vedeți că acum am 1910. Ca să spar căsuța aia. Omuleții aia nu au mare importanță, nu trebuie să ne băgăm în seamă cu ei. Ah, fuck. Oh, i-am spart. I-am spart poarta. În momentul în care te lovești de prostirele de acolo, îți pierzi din viteză și din puterea care... Bun, normal le omori regele când le spargi poarta, dar văd că ăștia au sărit. Nu era niciun rege, pentru că e tutorial. Și ne arată victory. Bun, și acum... mergem mai departe la tutorial 2. Sparta. Hai să vedem cum e cu Sparta. E destul de amuzant joculețul, chiar îmi place. O să vedeți mai încolo pentru că se schimbă gameplay-ul destul de mult. Se bagă așa. This is Sparta. Parcă te lasă să-ți schimbi mingea, nu mai țin minte foarte sigur. Ok, și acum. Acum practic ne batem, deci începe bătălia. Suntem 1 la 1. Și ei își trimit o minge la fel cum ne trimitem și noi. Da? De aici punem noi defensiva. De exemplu, asta e toată harta, da? Asta e partea noastră și vine pe aici, până la ei aici. Deci defensiva. Bun. Și hai să zicem că noi apărăm partea asta. Acum nu știu. Choose ok, Q and A to rotate.
Onești, nu așa, nu știu, nu mișto. Nici nu știu ce fac alea, dar mă rog. Niște turnuri. Nu știu cât e spațiu printre ele de trecere, dar e ok. Ok, și inamicul ne spune că inamicul a plecat, așa că să plecăm și noi. Hai să ne mune de scurt, am. Băi, dar mi-am pus turnurile, dar le lovesc eu! Bye. Se retarde. Am crezut că e spațiu mai mare între ele. Nu! Încă. Am vrut să iau cheița. Și ne pune așa o mână magică. Vă dați seama cât de buni suntem dacă noi ne distrugem practic defensiva noastră. În dreapta acolo sus ne arată bilaina micului. Ok. Uite, văd că ăla sparge prostitele să facă bani. Bum! Ia n-a destul de mult damage. Bă, da, stai puțin să vedem. Deci, turnurile astea. Ne-a lovit și el. Turnurile astea sunt prea strategic pus aici. Ce să zic? Pune și de la mișto așa. Aici vine el, deci. Clar trebuie să punem câte ceva. Văcuțele astea vin ele să te atace. Ok. Și putem să ne luăm așa cu țepi. Acum nu știu ce face asta, dar hai să vedem. Presupun că dă mai mult damage. Deci noi partea să spargem vasele alea. Nu iar! Oh my god. Ne ia din bani că mori? Adora. Bă, stai mă așa. Stai. Cine te-a să întâmplă? Nu, băi, stai, dacă mă pus eu pe aici. Cine mă mi-am pus defensivă mie? Mi-am pus greșit. Bă, pere, nu, spăci. Nici eu nu mai înțeleg, uite, el și-a pus ăsta aici, dar spargem vasele și trecem. Ok, bum! Și mai avem o lovitură. Vedeți, mamă, dar asta merge ușor, așa. A, deci el vine pe aici. Și eu cred că mă duc pe aici. Vedeți, de exemplu, putem să-i punem... Vedeți, putem să-i punem noi prostii de-astea. Îmi faci joc de el. Păi da, mă, dar aici nu pot să pun, deci nu e corect. Deci noi facem... Noi că mergem în față? Nici eu nu înțeleg. Păi eu le-am pus pe aici, deci cineva m-a luat de ele. Nu mai las să punem asta. Da, mă, că voi nu mă spawnează în altă parte. Da, cred că vedeam eu harta invers, cred că vedeam din punctul lui de vedere. Vedeam din punctul lui de vedere. Uite cu ce dau aia mie. Nu mă vreau cheia asta. Am să spargem pe aia. Jocul îl puteți găsi pe Steam. Mamă, ce și-am pus ăsta aici. Și eu zic că merită. E un jocul destul de bun. Destul de amuzant. Acum la tutorial nu e foarte mult acțiune, dar o să vedeți mai încolo. Oh my god. Gatchmax. Yo way, ne arată timpul, câte prostidele am distrus și hai mai departe. Sus. Abar am cum să citești asta și se pare că trebuie să luăm cheile alea. Nu știu la ce ajută ele foarte tare, dar se pare că trebuie zglate. Ia. 300. Leonidas. This is Sparta. Ce naiba. Oh my god. Și acum ne trebuie să-l batem pe ăsta.
căruia i-am dat un This is Sparta. Și vedeți, harta se schimbă. Stai puțin, deci aici mă spawnez eu, să că nu înțeleg. Ok, dude. Unde mă spawnez eu, e întrebarea. Aici? Vedeți, harta e cu totul schimbată. Bă, dar ăla n-are, mă, bază. Provoc eu doar o bază de aia. Vedeți? Doar una aici. Cred că doar noi atacăm. Cred că nu ne atacă. Hai să vedem. Nu știu ce sunteți. Aici ne arată unde se spawnează mingea. Aveam din prima. Mă prind eu mai greu ca de obicei, nimic foarte special. Ia. Nu! Bă, dar m-am dus. The enemy is rolling, serios? Deci am și eu o bază. Lol. O să facem niște bănuți. Ok. Sunt importanți și bănuții, vreau să văd ce mingete de la puteți mai deblocăm. Ia, ce naiba e asta? Sparge bila, Adam. Bara aia roșie, care vedeți voi deasupra bilei, e practic puterea. Deci, na, dacă bila e spartă, nu o să mai dă la fel de mult damage. Sau cred că e viața. Cred că viața, da. Nu, viața. Ok, dar vreau să vă știu, deci. Asta e baza inamicului, nu unde am atacat noi. Adică pe unde am trecut, pe lângă prostia asta. Bun. Și nu, asta e mijlocul, cred. Asta e baza noastră. Păi și ăla pe unde vine, mă, cu mingea? Nu înțeleg cum ne distruge ăla. Deci eu cineva trebuie să apăr, că eu n-am bază. E destul de fucked up. Hai să vedem, dacă ne spawnăm iar aici, pe ce rost mai are să... Bă, dar astea nu le pot debloca. Ce rost are să pun defensiv aici, că mor eu. Mă, vreau să iau cheia aia. N-am mai elefantul ce venea el după mine. Ia uite-mă pe aici. Enemy is fucking rolling. Hai să vedem ce neva se întâmplă pe aici. Îmi place cum pot să ocolesc azi. Oh my god, ce-am ratat. Păi e boss, mă, așa că trec pe lângă. Fuck. Am dat pe el. E destul de greu să controlez mingea, într-adevăr. Asta a fost o scurtătură destul de bună. Hai să nu lovim casele. Să avem putere. Eu vreau să văd mingea lui ăla. Unde e, mă? Unde naiba m-a lovit pe mine? Sunt tare curios. Oare asta e baza mea? Și naiba? Nu-mi dau seama unde e baza mea, sincer. Porțile alea, nu știu. Oricum, cred că îl batem, pentru că trebuie să ne... Dacă ne respawnăm înaintea lui, îl batem. Câștigăm. Să atacăm așa. Avem 5.000. Ce mai prostovan de fel și nu... Unde n-ai mai... E baza noastră. Da, mă rog. Să-mi spuneți și mie în comentarii dacă v-ați prins voi. Eu sunt... Mamă, ce mă, ce sunt tare curios. Hai să încercăm. Să jucăm. Enemies rolling, fuck the enemy. Mă, ne bate prostele ăla. Ia uite, bă, cum a sărit. They see me rolling. Să ajungă înainte.
voi puteți să vedeți pe unde aia. Oh, nu! Nu! Dacă mă bate ăla. Holy shit. Uite-l, băi! A fost destul de aproape. Hai la următorul, mai jucăm una? Hai să ne jucăm una rapid. Măi, vreau să văd unde naiba baza. Ia să vedem ce naiba ne mai arată. You are now entering the Middle Ages. Chestia astea sunt destul de retardate. Și aia din stânga sunt eu. Ia. Baza lor. Baza mea. Nu, asta nu cred că e baza mea. Păi mâncați așa, nu înțeleg mă cum e treaba aici. Oare asta e baza generală și de aici se spawnează și el sau cum? Că nu înțeleg, chiar nu mă prind. Habar n-am să punem astea așa la mișto. Dar cred că e baza lui, bă, frate, nu mă prind de loc. Ia, mie. Nu mai am pe aia. Hai să mergem cu asta normală. Destroy the enemy gates. Mai că nici ăla nu se duce prea bine. O, cât a sărit. Cred că aceeași bază trebuie să distrugă și el. Porți mai ca lumea asta. Cred că da, cred că aceeași bază trebuie să distrugă și el. Cred că așa stă treaba. Hai să nu mai construim nimic, să nu mai punem nimic, ca să pot să-mi fac bila aia de foc. Am văzut că mai încolo sunt, deci sunt mape de alea cu apă. Tot felul de nebunii. Jocul merge jucat și multiplayer. Gen, să joci cu alți playeri. Mi pare destul de amuzant. Un joc simplu, dar amuzant. Construiesc chestii aici. Sunt curios ce face bila aia de foc. Ia. Click. Click it. Aia zboară. Destroy the enemy gates. Băi, e greu să pui frână cu bila asta. The enemy is rolling. Și chiar e faza că eu dacă îmi pun cap, dacă pun capcan, eu îmi pun și mie. Asta e destul de nasol. Ce? Nu! Nu cred. Nu-mi dau seama ce face bila. Am crezut că m-a spawnat jos. O, da, i-am dat damage. Achievement. Berserker. Da. Deci el vine tot pe aici. N-am înțeles. Eu le-am pus pe astea, dacă e că o să mă omor pe mine, mă rog. Dar hai să vedem.
700. A, dar nu mai avem bani, bă, ce prostocan sunt. Vreau să mă uit să fie că stai și măcar 700. Hop. S-a cam crăpat deja biluța. Hai. O să sar peste astea? Pare că da. She get wrecked. Ah, bă, sar. Ce vult. Ia uitați. Înfăcușat. Că Bila o să-l strivească, get wrecked. Rectarino. Cred că am sărit eu peste pasul ăla, dar prima dată știu că puteai să schimbi Bila. Return to main menu? Yes. Vedeți? Multiplayer. Aha. Bun. Aici în game și noi acest episod, uite mai 5 character. Uite de aici. Na, poate să... Vlad Țepeș? What the fuck? Vedeți? Gata! Bun. Eu sper că v-a plăcut acest episod, cât și acest joculeț. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.